cel de-al doilea job a fost la Smart FM. Da, am mers la Smart FM unde am avut matinal cu Craioveanu, acest zeu al radioului. Și cum a fost perioada aceea? Acolo am mers, că îi spuneam și lui Vlad, am mers cu inima așa strânsă, pentru că toți oamenii din jurul meu care auzeau că o să merg să lucrez cu el era: oh, vai, țăraca, să fii pregătită! Mi l-au portretizat ca fiind acest om, acest monstru, cumva. Și am ajuns acolo și am întâlnit un om extraordinar, un profesionist desăvârșit, un om care m-a încurajat și mi-a dat aripi și m-a făcut să am încredere în vocea mea. Și a fost și primul om cu care am lucrat care a făcut asta. Și faptul că el avea acest background impresionant mi-a dat o încredere extraordinară și forță să continui și să mă las auzită, să-mi dau voie să mă las să mă fac auzită, de fapt și drept. Și sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru asta. După perioada de la Smart FM, am ajuns în prezent la Virgin Radio. Virgin a fost locul care mi-a permis să fiu așa cum sunt. Dacă mi-a dat Craioveanu aripi să zbor, Virgin mi-a dat voce. M-au lăsat să fiu fix așa cum sunt și nu m-au pus niciodată bariere sau limite. Și este extraordinar să ai niște oameni care să-ți permită să fii așa cum ești. Ai spus că ai luat o pauză. Din ce motiv? Am luat o pauză pentru că am plecat cu fostul meu iubit, am plecat să facem matinal la un radio online. Singurul radio online cu muzică electronică. Și acolo am fost un an în care am făcut matinal împreună, după care m-am întors la Virgin. Și cum a fost perioada aceea? A fost o perioadă plină de provocări, mai ales că noi după câteva luni de matinal ne-am despărțit și am luat-o pe drumuri separate și am fost nevoie să mai lucrăm împreună vreo 6-7 luni, ceva de genul acesta. Dar a fost foarte interesant și mie îmi place oricum ideea de matinal foarte mult, pentru că te trezești dimineața, e un alt tonus dimineața, există pe acel tronson, există și posibilitatea asta de a aduce invitați și de a interacționa altfel cu artiștii și din punctul ăsta de vedere sunt foarte atrasă de această idee de matinal. Pentru mine a fost extraordinară perioada în care am făcut asta și a fost extraordinar și faptul că am fost pus în fața acestei provocări de a lucra foarte mult cu fostul meu iubit. Și din punct de vedere profesional m-a ajutat foarte mult asta, pentru că am reușit să dobândesc o maturitate foarte mare de a învăța să diferențiez personalul de profesional. Deci motivele despărțirii voastre au avut legătură nu cu faptul că lucrați foarte mult împreună, că erați... Nu, n-au avut nicio legătură cu asta, cred.